Welcome to Jordan. Welcome to Petra. Ziua, dragilor. Suntem a doua zi în Petra. Ne-am luat bilet de acasă, ne-am luat de fapt Jordan pasul cu două intrări la Petra. Și cumva gândul nostru era că venim și facem jumătate din Petra într-o zi și după altă jumătate. Și acum să vă zic un pic cam care a fost experiența noastră cu Petra. Am venit în prima zi ieri și am citit peste tot că ni se recomandă ghid. La intrare am crezut că putem negocia ceva cu ghidul. Sunt mai multe tipuri de ghidaje, mai multe trasee și pe cel principal, pe care mergi de la intrare prin defileu, orașul vechi și orașul antic, acolo costă 50 de dinari de lor. Ne-am avut noroc că la poartă ne-am întâlnit cu o pereche de la noi din hotel și am luat toți patru ghidul. Asta este un sfat bun, să te mai convin cu cineva. Și cu ghid am făcut câteva ore, vreo 3 ore și jumate, traseul principal. La intrare în Petra este o porțiune pe care mergi până intri în cheile respective, în SIC, cum se cheamă. Sunt multe chioșcuri, au toate Visa, au POS-uri. Plus că aici poți să iei, să mergi până acolo la intrare în SIC sau o mașină din asta de golf. E 15 dinari un loc. Și cu calul este inclus în preț maram, dar trebuie să dai 5 dinari ciubuc. Thank you. Deci de dimineață nu-i complicat să te duci, mai ales dacă te duci la o oră normală, nu ca noi la 11. Dar la întoarcere, parcă nu se mai termină drumul ăsta pe care nu vezi mare lucru. Și atunci eu, ieri când ne-am întors, am înțeles pe acum mașinuța de golf. De dimineață nu i-am înțeles. Dar este lungimea totală, zici că e vreo 8 km. Da. Da, deci să te duci, să te întorci, e destul de mult. Saudi Arabia, Jordan, Egypt, Palestine, Syria. So in 6 countries today we have remains of Nabatean people, or Nabatean, sorry, sites. Mm-hmm. And Petra was the capital, the most interesting one. Can you see this red clay? That was a piece. You can see connected to another piece, to a third piece, a fourth piece. So these are the aqueducts. Am ajuns în Petra și nu prea este lumea. Nu prea este lumea, dar noroc că suntem privați. Cruise ship comes. They will add 1,500 or maybe 2,000 people plus 5,000 viewers will be 7,000 to 10,000 people. Just crazy. We'll be right back.
huge number of facades. All these facades were tombs. The tombs are more beautiful. Yes. As I told you, they spend more money on their tombs. Because look, tombs will be there forever. Nobody will come and take them. Again, it's not a tomb here. It's just a house, but this is a habit that some people bury their dead in the same place they live. Din traseul principal, noi după ce am terminat cu ghidajul, ne-am dus la mănăstire și acolo am cam urcat, o oră și ceva am urcat. Dar este frumos, că este o chestie, este asemănătoare cu Petra aia renumită, sculptura, în capăt sus la mănăstire și cum era și sfârșit de zi, se vedea foarte frumos în lumina soarelui. Deci recomandăm și traseul ăla. Un pic mai greu, dar nu imposibil. Destul de solicitant pentru unii sau pentru măgari. Am plecat la 11 în excursie, am făcut cu ghidul traseul principal și acum ajungem la destinația maximă a zilei, la mănăstire. Am zis că asta e mai mare. Deci 4 ore jumate avem până aici. Să vedeți cum vând oamenii acolo. Mi-am luat cașmir. Pentru astăzi am ales să facem niște trasee din cel principal, cumva să ne mai deplasăm. Ce fain merge de aici traseul sculptat în piatră. Intrăm în alte vale pe aici, alte vale a morții, de pe valea sacrificiului, pe valea morții. Da. Ideea este că dacă vii și ești mai comod, eu consider că e suficient o singură zi. Te duci cu ghid până la urcare la mănăstire, dacă vrei neapărat să ajungi și la mănăstire acolo, ai opțiune să urci cu măgarul. Au și măgar și te urcă până aproape sus. Dacă nu, cu un pic de efort, ajungi și vezi și partea aia și suficient. Dacă îți place și un pic de drumeție și îți place și un pic de căldură mai multă și un pic de insolație și un pic de piele arsă pe mâini, vii și a doua zi și faci niște trasee. Sunt 3 trasee, blue, orange și green. Ne-am ales să facem orange-ul astăzi. Și acum urcăm pe vârful jertfei. Asta e traseul pe aici și uite acolo se somne. Și se vede tot timpul privelișa de jos. Aici la Petra, orașul ăsta inițial, a fost oraș mormânt.
adică în loc de mormântare, de îngropăciune. Și toate găurile astea erau morminte, locuri de păstrea morții. Și sunt 6250 sau 6350 de locuri săpate în stâncă pentru morminte. După care cumva cimitirul ăsta s-a transformat în oraș, pentru că după cum se vedeau și teatru, și mai în spate este orașul roman, construit de romani, după ce nu i-o cuceri, pentru că și-a s-o preda singur, fără probleme. Nu au chef să se omoare. Se rocă moale, se poate ciopli, sculpta. Uite cum a intrat apa prin stâncă. Punct de belvedere aici pe traseu Orange. Muntele Sacrificiului. Se referă... L-a urcat un sine. Cei care ajung aici fac un sacrificiu. Am urcat din vale până sus și sus, în loc să văd o capră neagră, văd un măgar. Am ajuns pe Muntele Sacrificiului. Aici este casa de beduini. Ne explica ieri ghidul. Nu merg la școală, nu vor să se integreze, de capul lor. Au cămile, măgari, cai cu căruțe și se transportă pe aici. Și aici s-au cu copii cu tot. Cu tarabe și uite cum locuiesc aici pe munte. Mai vine câte unii, mai iau apă, un suc. Și cam asta e pribelișa de pe. Te duci rău. Da. Trebuie să o pun pe direcție, că nu prea mai are. De când am pornit traseul ăsta, ca să ajungem aici sus pe Muntele Sacrificiului, și până aici am făcut o oră și 50 de minute. Peste tot ăștia au pus tarabe, eșarfe, niște bijuterii. Au și un lacăt, mă pune lacătul și gata. Sunt dacă vrei să urci și să nu te obosești, te urci pe măgar și chinui animal, nu te mai chinui pe tine. Coborăm prin Wadi Farash Trail. Și acum coborăm printr-un alt defileu, printr-un altă vale, Wadi, nu știu cum, până la intrarea spre mănăstire. De acolo jos o să ajungem. Dacă crezi că ai probleme cu căldura, cu izolația, cu gâfâitul, cu motorul, dă-i pace. O zi de Petra, mai mult decât poți. Am coborât de pe munte și inclusiv pe valea asta. Uite, găsim un fel de templu aici și pe valea asta construcții și coloane. Asta e singura care o vedem cu morminte. Aici, în Petra, sunt mai multe localuri unde poți să bei ceva și să mănânci. Și bem la Crown Plaza. E o terasă lângă toate chioșcurile astea. Dar n-am putut vin. Deci o apă mare, de un litru jumate, un espresso și un suc de o limonadă, 10,5 dinari. Asta înseamnă 70 și vreo 8 de lei. Un pahar de vin, 7 dinari. Și alb și roșu.
Asta înseamnă 7 ore aproape, 7, 48 de lei. Se mai pune 10% servicii și 7% taxe. Deci 50 ceva de lei în pahar de vin. Un fresh, 4 și cu toate taxele încă vreo așa 5, 5 ori 7, 35 de lei o limonadă. Dar totuși te simți bine că aici în plin pustiu mănânci la Crown Plaza. Am pornit înapoi cu un mic ocoliș pe acolo pe la mormintele regale. La fiecare mormânt au construit scări. Sunt scările spre cer. Credeau și ei în înălțarea la cer. Acum 2000 ceva de ani înainte de Hristos. Oh, a fost așa de frumos, așa de frumos a fost. Și așa de frumos și acum, e liniște. Dar puțină lume. Foarte puțină lume și așa de frumos.